mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sunt pentru prima dată la asemenea sărbătoare la Arena Chișinău, dar am acceptat cu plăcere invitația din partea domnului Kirnev, pentru că apreciez efortul și talentul și creativitatea și pasiunea cu care dânsul propovăduiește cuvântul lui Iisus. Eu sunt creștin ortodox, dar consider că orice fel de acțiuni de acest gen nu face decât să crească sentimentul de încredere și speranță, exact ceea ce ne trebuie în asemenea perioadă tulbure. Este adevărat, am fost în ambasador în Statele Unite 5 ani de zile la Washington, motiv pentru care am cunoscut toate bisericile moldovenești care există pe continentul american, de la Tampa, Florida, până la Carolina de Nord, Raleigh, până la Seattle și până la Sacramento, peste tot, în Massachusetts. Sunt biserici foarte frumoase moldovenești care păstrează tradițiile și pasiunea pentru Cuvântul Domnului. Aici, la evenimentul de astăzi, am acceptat cu bucurie pentru că mă simt împlinit atunci când oamenii cred alături de ceilalți că lucrurile se pot îndrepta. Oamenii sunt perfectibili prin rugăciune și prin pasiune și prin creare de umanitate, ceea ce ne lipsește foarte mult în viața de fiecare zi. Sunt aici pentru că îi cunosc foarte mulți pe cei din sală, pe cei care stau în tribunele oficiale, precum și pe cei care nu stau în tribunele oficiale, dar sunt egali în drepturi, întărindu-și prin credință și prin bună cuvință relația cu Dumnezeu. Credeți că Moldova are nevoie de astfel de evenimente? Eu cred că da, și toate bisericile trebuie să depună eforturi suplimentare, mai ales atunci când oamenilor le este dificil, le este greu, prin cuvânt, dar și prin exemplu personal, să îndrepte lucrurile, pentru că o lume mai bună înseamnă o lume care oferă această speranță despre care vorbim în titlul acestui eveniment.